faceți lucrul ăsta? Eu sunt primul ministru României. Nu sunt primul ministru al Timișului. Dar vă întoarceți acasă. Haideți să ne înțelegem. Așa cum s-a întors și Emil Boc. Până la urmă toată lumea se întoarce acasă. Domnule Mănăstire, depinde nu doar de mine. Depinde de fiecare dintre noi. Depinde de modul în care sunt făcute aceste proiecte. Dacă sunt sustenabile, dacă se înscriu în criteriile pe care le stabilesc cei din ministerele de care vorbeați dumneavoastră. Toate lucrurile astea și aceste criterii rămân în picioare, indiferent de unde provine primul ministru. Un ministru al unei țări este al întregii țări, nu a unui județ. Că ați deschis subiectul, vreau să discutăm. Îmi place când să vă aud vorbind despre Timișoara. Aveți oarecare nostalgie și vreo... Recunosc că o am. Am folosit tehnica asta ca să îndulcesc prima parte a interviului, provocând discuția despre Timișoara. Știu că țineți mult la oraș și la județ. Bun, haideți să discutăm despre guvernare, că aici lucrurile sunt mai complicate. România este mare, este complicată. E un partid din care faceți parte foarte complicat, cu oameni influenți, cu baroni mai mari, mai mici, trecuți, prezenți. Apropo, domnul Oprișan rămâne în continuare baron. Știu că a fost ales la șefia Consiliului Județene. Apropo de, nu știu, a spus ceva despre centură. De ce nu are centură Timișoara? Domnul Cuc, de exemplu, este ministru transporturilor. Nu am văzut nicio licitație. Nicio licitație. Să vă uitați, să vă uitați un pic, nu vreau să intrăm. Nicio licitație în... dusă la bun sfârșit în astea 6 luni, 5 luni. Păi nu. Haideți să spunem și să așezăm adevărul în parametri. Nu cer kilometri făcuți. În primul rând... S-au lansat în această perioadă spre licitație. Sigur, sunt termenii dați de lege. Și asta trebuie să respecte. Legea trebuie a fi respectată de toată lumea. S-au lansat proiecte în jur de 3 miliarde de lei. La Ministerul Transporturilor? Da, și o să vă spun ce. Vă rog. Podul de la Brăila la Tulcea. Despre acest pod, sunt convins că știți, s-a vorbit în ultimii 20 de ani. Nu a fost nici măcar lansat odată în licitație. Și vorbim de un pod care poate fi făcut și va fi făcut din fonduri europene. În ce stadiu este procedura? Este lansată, este în licitație. Este ridicat este PSAP, este tot? PSAP, este ridicată PSAP, este o investiție, nu doar traversarea Dunării, ci este o investiție care se duce peste 20 de kilometri pe pilon, deci o investiție mai mare, o investiție care din studiul de fezabilitate pe care îl are Ministerul Transportului, undeva ca și valoare, ca valoare jumătate de miliard de euro. Mult, deci face aproape jumătate din banii ăștia. Alt proiect? Pe aceea s-au lansat proiecte legate de centura Bucureștiului. Toate acele traversări și știți... E groaznic pe centura București. Știu? Ați avut ocazia știu? Să știu? Circulați? Da, știu și la fel au fost lansate PSAP pentru traversările respective. A fost lansată licitația și termenul, cred că este 8 iunie, pentru centura Timișoarei. Ah, deci a fost lansată și este spre finalizare... Iarăși o investiție foarte importantă, cea care leagă în regim de autostradă Pitești de Craiova. Să știți că sunt lucruri care s-au făcut în aceste este luni. Un tronson de autostradă? Da, este un drum expres în regim de autostradă. Vreau să explic foarte clar, pentru că lumea ar putea să nu înțeleagă exact ce înseamnă acest lucru. Viteza de parcurgere sau viteza pe care poți să o ai pe autostradă este aceeași, 130. Singura diferență între o autostradă și un drum expres în regim de autostradă este că nu mai există acea bandă de refugiu, bandă de rezervă. Și facilitățile, la da? Benzinării, chestiuni nu, de genul și ăsta, nu? Chestiunile despărțitoarele sau spațiu dintre cele două sensuri. În rest, vorbim, deci nu se intră mai ieftină, mai așa, nu se intră în localități. Low cost. Nu se intră în localități, nu se parcurg localități, regimul de viteză este același. E un lucru extrem de important. Al doilea lucru important, pe la jumătatea lunii iunie vor fi lansate
pentru că s-au terminat documentațiile pentru lotul 1 și lotul 5 Pitești-Sibiu. Pitești-Sibiu. Și ați, Pitești-Sibiu. Sunt 5 loturi. Știți de problema cu proiectarea de la Pitești-Sibiu? Știu foarte bine. Dacă vă referiți la, la proiectare. Păi nu. Și-au revenit dânsii. Și-au revenit numai cele 6 milioane? Și-au revenit dânsii și euro? Au revenit cu picioarele pe pământ. Asta e o veste bună. Tocmai de aceea putem să lansăm lotul 1 și 5, adică cele două capete. Iată că sunt și s-au făcut în aceste luni, s-au făcut câteva lucruri importante. Dar mai important decât atât este să reușim în perioada imediat următoare să deblocăm acest motor care parcă de prea multe ori, chiar dacă există voință, și eu sunt convins că a existat voință și în guvernele trecute, fără a nominaliza vreunul sau altul, sau fără a spune putirință de culoarea... Putirință să fie, domnule prim-ministru, putirință, nu vă spun... că voință toată lumea are. Știți, de foarte multe ori s-au blocat lucrurile bacă din cauza unei birocrații excesive, și putem să detaliem, dacă vreți, ba din cauza unor contestări în instanță, iar cel mai bun exemplu aici e centura Bacăului. Nu știu dacă știți, s-a stat 7 ani. Asta e ceea ce mi-au spus cei de la... Atunci ce facem? Că mi-a spus atâtea proiecte. Dacă ne întâlnim peste 3 ani ce. Și sunteți haideți în să vă spun ce. Păi și tocmai să asta încercam, tocmai asta încercam să vă spun. V-am dat exemplu până acum de câteva... licitații care sunt pe SEAP, totodată, ca să deblocăm acest motor, e important să lucrăm la acea lege de care toți spunem și s-a lucrat, cea a proiectelor strategice. Și aici vizăm 3 domenii importante. Infrastructură, energie și apărare. Despre ce e vorba? Despre a reduce toate acele termene de care dumneavoastră și toată lumea știe, și în paranteză fie spus, parcă de prea multe ori timpul de pre-execuție a unei lucrări a fost mai mare decât execuția în sine a lucrării, dacă s-a ajuns în faza de execuție a lucrării. Atunci, reducând toate aceste termene, simplificând această procedură, ne dorim să pornim mai rapid toate aceste lucrări, dacă vorbeam și am vorbit de infrastructură, și lucrurile să meargă într-o viteză mai mare. Alt exemplu. Deși era posibil anul ăsta să se termine întreg tronsonul de autostradă de la Lugoj la Deva, celebru și ăla cu ceva probleme, da, se termină aproape toate loturile, mai puțin unul care are următoarea problemă. Trebuie să se facă tuneluri pentru urși. Am mai dat acest exemplu. Ursul circulă, ce să-i face? Nu există urși acolo. Domnul Mănescu, nu există urși? Nu există urși. Să ne înțelegem. Păi și atunci cine a băgat în proiectele astea? Tocmai de-aia vă dau acest exemplu. În trecut... Or fi fost urși. Acum au migrat. Nu știu dacă au fost urși. Autoritățile române au cerut, deci noi am cerut Comisiei Europene suplimentarea fondurilor, pentru că vorbim de culoarul 4 european, culoar care are acoperit întreaga lungime pe fonduri europene. Suplimentarea pentru că trebuie să facem aceste lucrări. Și dacă e să vorbim de costuri, acel lot avea înainte valoarea de 108 milioane, odată ce s-a aprobat de către comisie, sigur, la diverse apeluri de care vă aminteam mai devreme. Deci odată cu urșic, la cât a urcat? La 220. Mai mult decât dublu. Niște băieți deștepți cred mai că mult decât au vrut să facă bani. Dincolo de treaba asta, n-ajungem să terminăm acest tronson extrem de important, care într-un final ar fi legat, de fapt, ar fi legat Nădlacul de Sibiu. S-ar fi mers într-una până la Sibiu. Și mai sunt exemple. Cu lilieci, cu broaste țestoase. Nu vreau înțeles. Să fiu înțeles greșit. Suntem trebuie la nivel de constatare. Dar cum rezolvați asta cu urșii? Tăiați din nu, proiect? Nu mai putem. În momentul ăsta o să facem... Pentru că lucrurile sunt pornite, deci mai cheltuim 100 de milioane de euro, chiar dacă știm că nu sunt bani, sunt bani europeni, bani care au fost ceruți de România
la Comisia Europeană. Domnul Grindeanu, dacă noi mergem cu urșii, ei ne dau bani, că și ei iubesc urșii, da? Dacă nu sunt urși, mi se pare că e o chestie putredă. Poate o să fie în viitor. E o putredă, o chestie putredă la mijloc acolo. Bun, bref, apropo, ce notă îi dați atunci lui Alexandru Răzvan Cup, ministrul transporturilor? Nu prea l-am văzut comunicând. Nu o să dau note la televizor. Chiar azi am avut o discuție cu domnul Cook, înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune. Sunteți mulțumit de el atunci? Am constant mă întâlnesc cu domnul ministru Cook, fiind prioritatea guvernului pe care îl conduc,